Thank you for... Care... Patorni singur. Dar în casa trebuie să facem. Ok, și de seară la fel. Tot așa tu în țările. Ok. Sunt bun. Sunteți live pe site-ul bisericii. Da. Okay. Cine vrea să vadă tot așa intre pe Philadelphia. Suntem live. Yeah.
Mom, look at me. Come on. You're looking everywhere.
Gracias.
Voi fiți mă de cață, mă rog, mă rog, mă rog, și să cântăm vreodată din cântarea Vini o zi, vini o zi, numărul 2, din copiile care le-a scris. Vini o zi, vini o zi, când dureri nu vor mai fi, nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nori umbri, va fi pace-n veci de veci, când în ceruri ai să pleci, o ce zi. Suntem adunați împreună în această după-amiază să conducem pe ultimul drum pe cea care a fost sora noastră de credință, Lidia Bob. Cu ocazia aceasta aș vrea să transmitem din nou sincere gânduri de mângâiere fiecăruia dintre cei care compuneți familia lărgită, dorind ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să mângâie inimile dumneavoastră. Pentru astăzi aș vrea să citim din două locuri din Scriptură, un cuvânt din Psalmul 90, de la versetul 1 până la versetul 12, și apoi din Eclesiastul 7, citim versetele 1 și 2. Psalmul 90, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni din țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Căci înaintea Ta, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta fără nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Eclesiastul capitolul 7, versetele 1 și 2 ne spune felul următor.
Mai mult faci un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine este să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Amin. Invit acum pe fratele Gabi Rus, deacon în Biserica Philadelphia, să ceară binecuvântarea Domnului peste lucrarea care se va face astăzi aici. Acel ce-i toată puterea în cer și pe pământ, binecuvântat să fie numele Tău. Amin. Îți mulțumim că până în aceste momente ai fost cu noi și ne-ai binecuvântat. De aceea lăudăm numele Tău. În această zi, Doamne, în această casă de jale, dorim ca Tu să mângâi familiile îndoliate și Te rog, Doamne, Tu să dai speranță și nădejde că într-o zi vom fi împreună cu Tine și nu ne vom mai despărți. Pentru aceasta ajută-ne pe noi, cei care suntem încă în viață, să ne punem viața în rânduială, să ne reglăm conturile, Doamne, cu Tine și să murim în pace, liniștiți, căci viața noastră este în mâna Ta. Amin. Și ajută-ne, Doamne, în acea zi măriață în care se vor citi numele Sfinților și numele noastre să fie citite alături de celălalt Sfinț. În continuare te rog să binecuvintezi timpul acesta pe care vom petrece aici. Binecuvintează cântarea de laudă, binecuvintează cuvântul Tău, binecuvintează și inimile noastre și, Doamne, fă ca tot ce se va face în locul acesta să punem la inimă și apoi să punem în practică ca într-o zi să Te putem vedea față în față și să ne fii binevoitori. Îți mulțumim și Te laudăm că Tu ești în control, ești Dumnezeu, învață-ne să ne numărăm zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dă-ne tuturor în această zi o inimă înțeleaptă, să primim cuvântul Tău în inimile noastre și numele Tău să fie slăvit de acum și în veci. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Lidia Pop s-a născut la data de 8 noiembrie anul 1935 într-o familie de ortodoxi în satul Zalnoc, județul Sălaj, România. Se căsătorește la vârsta de 23 de ani cu Gheorghe Pop. Decide să plece în Banat, unde au construit un cămin în orașul Reșița, județul Caraș-Severin. Trec prin felurite încercări și necazuri, pierzând doi copii, necunoscându-L pe Dumnezeu. Se întorc la Domnul în anul 1966, prin chemarea pe care au avut-o. Fiind binecuvântați cu 8 copii pe perioada de 55 de ani de căsătorie, construind cu soțul ei o casă nouă în care Dumnezeu a avut întâietate, fie zi sau noapte. Iubind pe Dumnezeu și slujind cu credință, au înaintat prin greul vieții împreună până în anul 1991, când Domnul le-a deschis drumul spre America. Ajungând în statul Washington, unde au locuit acolo pentru o perioadă scurtă, cu o parte din copiii lor, sunt două fete căsătorite în România. Datorită sănătății, decis să se mute în statul California cu cei mai mici doi copii ai lor. În urma accidentului catastrofal al lui Ilie, din anul 2004, se mută definitiv în statul Georgia pentru a-i fi alături cu restul familiei lor. Trecând prin grele încercări, cu poveri mari, se prăbușește căzând la pat în data de 28 ianuarie 2021, iar în ziua de 7 februarie 2021, Dumnezeu a hotărât să-i scurteze suferințele, chemând-o să fie alături de soțul ei. A dat dovadă de o bună credincioasă, soție, mamă și bunică. Părăsește familia îndurerată, lăsând în urmă dovada supunerii și ascultării de Dumnezeu. Ea a lăsat în urma ei copiilor, Florica, Lucica, Florin, Lenuța, Estera, Ilie, Daniela, Iosif, cei 26 nepoți și cei 19 strănepoți. Ce frumoasă bogăție rămâne în urma sorei noastre și rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mângâie pe toți deopotrivă. Amin. Urmează acum să mai cântăm o cântare împreună cu toții. După cântarea aceasta, fratele Larry, împreună cu soția, cu soarea Unice, vor lăuda pe Dumnezeu cântând o cântare. Și după acestea ne pregătim să ascultăm un cuvânt din Scriptură pe care fratele păstor Mihai Cordoneanu îl va părtăși.
Suntem în plan de licitare, numărul 3, Nintendo X, cred. Nintendo X crede că dincolo de noi e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne stăpânul păiei. Nu norul este veșnic, ci soarele acel la porțile de piept, la
vrea să vă spun câteva lucruri pe care Cuvântul Domnului ne-ați auzit în fratele Leandru, știți, în Eclesiastul capitolul 7, versetul 1 și 2. Sunt mai multe versete, dar Domnul să ne ajute să le împlinim măcar astea. Amin. Punea versetul, mai mult faci un nume bun decât un de lemnul meu și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere. Că și acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și ne trăiește, își pune la inimă lucrul acesta. Toate lucrurile în viață sunt rânduite de Dumnezeu și se vorbea aseară așa de frumos. Dumnezeu face toate lucrurile posibile ca să le înțelegem. Și s-a vorbit aseară despre măreția împărăției și cum va fi acolo. Și m-am gândit aseară și astăzi o bucată de vreme să vorbim câteva lucruri până ajungem în împărăție. Pentru că acolo nimic nu va intra închinat și spurcat. Dumnezeu a rânduit toate lucrurile să se facă, am trecut pe lângă lucrurile acestea și încă sunt afectat. Dar venind în coașe, mi-am adus aminte că am mai fost cândva aici. Aseară citind necrologul, m-am uitat la câteva cuvinte care s-au repetat. Și am spus, nu mai fost în mormântarea asta niciodată. Cum de... Uitându-mă atent, aceeași localitate, în același loc s-a dus, aceeași ani în căsătorie, numai vârsta diferită. Și am spus, în mintea mea, mă gândeam singur, cât de trecător este omul. Și cât de nevoios ne lăsăm prelucrați de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-s eu în cauză, în timpul meu asta, timpul meu a trecut. Tot de la ortodox m-am întors la Dumnezeu și am spus, ce frumos când te întorci din lume la Dumnezeu să-ți poți face un nume bun. Dar pentru numele acesta bun, spunea versetul 1, mai mult faci un nume bun. Pentru numele acesta bun, sora noastră a luptat 85 ani și aproape jumătate. Să păstreze un nume bun. Nu cred că în dreptul niciunui copil sau un nepot se poate spune ceva rău despre mama lor, despre bunica lor, despre străbunica lor. Pentru că se spunea nevălor că și-au făcut o casă în Reșița și ușa lor a fost deschisă permanent pentru toți acei pe care poate nu aveau un loc. Unde să stea, unde să mănânce și cu toate vremurile care erau în România. Și-au păstrat numele până au ajuns aici și până a plecat în veșnicie. Și mă face să cred că și-a dorit ca fiecare din copiii lor să aibă un nume bun. Dar pentru numele acesta bun, dragii mei, trebuie să luptăm. Și nu avem de luptat cu nimeni din afară, ci avem de luptat cu noi înșine. De ce Dumnezeu să ne ajute în ziua de astăzi
voi enumera câteva lucruri frumoase. M-am gândit, poate, zic, jumătate din timpul care voi vorbi, să vorbesc despre mamă. Dar m-am răzgândit. Nu este așa ușor. Sacrificiul unei mame nu-l poate face nimeni. Poate la fiecare căpătâie a vostru, fiecare dintre voi a plâns sau s-a bucurat, s-a lăsat pe ea și v-a dat vouă. Și ar trebui să recunoaștem întotdeauna, întotdeauna vorbesc pentru cei care sunt de la jumate generații mai în jos, care nu au prins greu. Să vadă numele lor e bun și-au primit un nume bun și-au păstrat până acum un nume bun. Avem câteva exemple de mame și printre aceste mame s-au inclus și mamele care au început să fie tot mai rare. Și sunt în momente de dispariție. Mame care nasc copii mulți și îi păstrează lângă ea. O mamă, toată viața ei este o luptă cu ea înșiși. Ce să facă ca un copil să o ducă bine? Ne uităm în Scriptură și m-am gândit la mama lui Moise. Iochebed a riscat mult în viața, chiar dacă spunem noi că era într-un mediu primitiv. Dar să știți că și atunci legea împăratului era lege, nu se călca. A riscat viața ei și a familiei ca să-l lase pe Moise cu viață după porunca împăratului. Au mai fost o mamă care a plâns mult înaintea Domnului și-a cerut un copil. Și când Dumnezeu i l-a dat, l-a avut până l-a țărcat. După care l-a predat în mâna Domnului. Astea sunt mamele pozitive și sunt multe, dar mergem mai repede. Care face tot posibilul ca un copil să fie la dispoziția lui Dumnezeu și un copil să slujească pe Dumnezeu. Promisiunea anii a spus, dacă îmi vedea un copil de parte bărbătească, îl voi închina ție. Și s-a ținut cuvânt. Rugăciunea mamilor și în vremea de astăzi, care se roagă pentru copii, este cum e mama fiilor lui Zebedei. Într-o zi la Domnul Iisus și le-a spus că ar dori ca în împărăția lui Dumnezeu unul din fiii lor să fie la dreapta și unul la stânga. Într-un cuvânt, fiii ei să fie în împărăție, chiar dacă cerea locuri de cinste. Dorința mamei este ca toți copiii să fie împărăți. Păi mai greu la copii cu ascultare. Pentru că noi nu putem asculta permanent. Vorbesc noi, toți care suntem prezenți. Eu am trecut de mutișor. Vremelnic mai ascultăm, ocazional. Dar în permanență să asculți de o mamă este greu. Am văzut în parcursul vieții
este foarte greu să te faci ascultată de copii. Am trăit 22 de ani fără Dumnezeu, cu Dumnezeu care îl avem, cum îl avem. Și aș vrea să spun să mă audă numai tinerii. Iar dacă nu eram niciunul din familie credincioș în forma Bibliei, eram credincioș în forma tradiției, neascultările care le-am trăit pe vremea când nu eram pocăit. După așa ce pun copiii să mărească, le-am plătit tăcere. Neascultarea mea am văzut-o în unul din copii. Am trebuit să mă opresc din hotărâri, pentru că am pus aici eu când nu cunoșteam pe Dumnezeu. Îndelul din dimineața aceasta, din ziua aceasta, din amiaza aceasta a zilei, cum stai cu ascultarea față de aceasta care până mai zilele trecute a fost printre voi? I-au plecat. Dar ce rămâne în urmă? Ce rămâne în urmă? Eu cred că i-au dorit ca toți să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun să nu uitați, Eclesiastru, capitolul 11, versetul 3, partea a doua. Deci e vorba despre copac, despre copacul vieții, despre noi, dacă vreți să o luăm mai înțeles. Pentru că ori încotro ar cădea copacul, în locul unde cade, acolo rămâne. Un nume bun. Acolo unde au căzut, acolo rămâne. Nu-l mai scoate nimeni. Nici un nume care nu e așa bun, unde au căzut, în poziția în care au rămas, nu te mai încălzești atunci când ești mort. Nici o slujbă, nici plânsetele celor din jur și nici ritualurile care se vor face. Copacul unde cade, acolo rămâne. A fost greu pentru sora Lidia. Bănuiesc și după ce a murit soțul, a fost și mai greu în situația în care s-o aflat în ultimii ani ai vieții. Dar pentru ea totul s-a sfârșit. Pentru ea totul s-a sfârșit. Problema suntem noi la rând. Problema urmează la noi. Ea și-a păstrat numele. Și vă spuneam, cred ca orice mamă că își dorește numele acesta să rămână peste toți copiii. Discutam mai seara cu soția și îi luam pe fiecare la rând. Cu problemele lor. Chiar dacă pozăm frumos, chiar dacă ne îmbrăcăm frumos, toți au probleme. De aceea am dorit problemele noastre să ne credințăm în mâna lui Dumnezeu.
este mai peste mâna noastră, apelând la unul și la altul. Am stat în România până la 56 de ani. Și am căutat unele lucruri să mă descurc printre oameni, cu pire, cunoștință și relații, cum se spunea. Aveam momente în care dădeau din nume și spunea, nu te pot ajuta. Și rostea câteva cuvinte care mă punea pe tăcere. Și de aceea m-am gândit că și sora și soțul a dus povara aceasta. Pentru că nici în comunism, nici în socialism, nici în democrație, nimeni nu te laudă că ai copii. Nimeni. Cine te aude și-o spune, dar cine? Și ai vechi, și ai tăi. Și întotdeauna te lovește cu vorbile astea. Și-ar vrea în încheiere, așa, să ne facem un balanț. Și balanța asta, noi singuri s-o cântărim. Nu intră nimeni în conștientul nostru, nu intră nimeni în inima noastră. Nu știe nimeni mersul vieții noastre. Aș vrea să spun că nu trebuie să ne așteptăm la lucruri bune, dar la lucrurile care le avem, e bun să le gândim. Și când am citit fratele Iulian, Psalmul 90, m-am gândit. Încă n-am ajuns la cei mai tari, dar când e ziua când voi pleca eu? Și când e ziua care vei pleca tu? Iar întrebarea să ne-o punem, unde ne vom petrece veșnicia? Avem un exemplu trist. Un exemplu trist, dar e totuși adevărat. Luca, capitolul 16, lasă acolo câteva versete și face o analiză a doi oameni. Începând cu versetul 22 în jos. Și spune, Lazar a murit. Dar a murit și bogatul. E murit, a murit amândoi. Apare balanța. Părinte Avrame, lasă pe Lazar să-și moaie degetul. Când a văzut că are nevoie de Avram? Acolo, în locul unde se mai poate face nimic. Haideți să ne gândim astăzi. Suntem creștini. Creștinătatea noastră merge până la închinare. Ne punem întrebarea, care e forma de închinare? Pentru că vine vreme, că vrem, că nu vreau, că am să fiu de acord, să nu am să fiu de acord, de plecat plec. Și am spus, eram mai tânăr și spuneam la cineva, tot la o mormântare, că ar fi bine noi care suntem mai tineri, eram mai tânăr atunci, să ne învățăm să murim. Să vedem ce mai avem agățat de noi care ne-ar împiedica. Bogatul atunci a spus, Părinte Avram, dacă nu se poate trece prăpastia de la mine la voi, într-un cuvânt, lasă-l măcar să învie, să se ducă în casa tatălui meu, că mai am 5 frați. Atunci îl dure de frață lui și de rudenile lui. Nu s-a mai putut. Cuvântul Domnului spunea, chiar dacă va învia cineva din morți, tot nu vor crede. Chiar dacă. Și aș vrea să vă spun este că balanța aceasta nu are nimeni
voi să o facă în dreptul meu. Un cuvânt poate să-l spună. Hotărârea o iau eu și aleg unii să-mi petrec veșnicia. Astăzi am un cuvânt prietenesc, frățesc, omenesc, cum ați vrea dumneavoastră. Să faceți câteva lucruri să nu fie așa cum le spun eu. Să fie bune, foarte bune. Numărul 1 în familie, să vă împăcați unul cu altul. Măcar de dragul mamei. Și dacă unul are ceva împotriva celuilalt, sunteți frați, sunteți rudeni. Căutați să trăiți apropiați unul de altul. 2. Căutați să vă împăcați toți cu Dumnezeu. Pentru că pe din afară suntem frumoși, vă spuneam mai înainte. Pe din afară arătăm bine. Poate suntem tineri și ne gândim, am tot viitorul în față, acum să-mi strâng viața. Mi-a spus odată socrii, după ce ne-am căsătorit, măi băieții, ți-ai închis viața. Nu mai poți să trăiești tu cum trăim noi. Mi-a spus tataie, de-abia acum mi s-a deschis viața, până acum am trăit ochii închiși. Nu știam decât să consum alcool, să mă distrez, să fac lucruri întunericului. Asta le făceam. Și mi-a spus, cum așa? Și am trebuit să-i le explicăți lucruri mai multe. De-abia după ce cunoaștem cuvântul, ni se deschid ochii. Și Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare din noi. Amin. Vi le-am spus, prietenește, cum vreți să le luați? E nevoie să ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Amin. Încă mai este har. Încă mai este har. Încă mai este posibilitatea să treci dintr-o parte în alta. În exemplu din Luca 16 nu se putea, pentru că Hristos nu murise și nu înviase și nu se înălțase. Dar acum, prin jertfa lui Hristos, se poate face legătura dintre, de peste prăpastie să treci dintr-un loc în altul. Acum, cât ești în viață. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să luptăm pentru numele pe care l-am primit, să rămânem cu numele acesta ca o binecuvântare, să o lăsăm moștenirii copiilor noștri și celora care vor să ne asculte. Pentru că vine vremea când vom sta așa și nu se mai poate face nimic. Deci, la cuvintele acestea, așa scurte, dar vi le-am spus de la inimă. Dumnezeu să vă întărească pe fiecare din voi. Amin. Vă spuneam și unii știți, am trecut și încă nu s-o împlini 6 luni. Și greu. Dar cu Dumnezeu mergem înainte. De aceea, vă rog, alipiți-vă tare unul de altul, cum vă spuneam, mai început să vă iertați, că nu puteți să fie ruptură și să spuneți sunteți cu Dumnezeu. M-am uitat la mine în familie și mă uit la fiecare familie când trece cineva prin necaz. Noi n-am rămas mulți, parcă voi sunteți mai mulți.
Noi am fost 71 și a rămas 70. Deci e ultimul cuvânt. Domnul să vă ajute. Cei care nu-l cunoașteți sau îl cunoașteți în felul lumii, Domnul să vă dea putere să-l cunoașteți cu adevărat pe El. Amin. Service today will have two parts. It's the first part here in this room, and the second part will be in the graveyard. And as we conclude this section of the service here, I'd like to invite all of you to stand, and we'll have a congregational song. We'll sing the song together, and then we'll have a word of prayer. And I invite Brother Vasile Turcin, who's a member of our church council, to come here and have the conclusion prayer for this part of the service, and we will get ready to go for the second part at the graveyard, where Brother Chuck Crotter, friend of the family, will share a few words with us there. Numărul 6. Nu știu de ce sunt ispite adesea, ci încercări vine în orice zi. Când lângă noi sunt atâția alții, ce hărțuiți ei nu par a fi. Mereu înainte mergi în lumină.
ceruri, la Cel ce ești Dumnezeul dragostei, al milei și al îndurării, Dumnezeul nostru și Dumnezeul oricărei mângâieri. Venim cu laudă și mulțumire, Doamne, în ziua de astăzi să-ți mulțumim pentru harul Tău minunat, pentru dragostea de Părinte, de Tată, care ți-a arătat în față de noi oameni de pe pământ. Ne-ai binecuvântat cu viață, cu sănătate. Ți-ai arătat îndurare pentru noi și pentru familiile noastre. În mod special, Doamne, te rog să binecuvintezi cuvântul Tău din ziua de astăzi, amin, în inimile noastre. Amin. Binecuvintează întreaga asistență, Doamne, și te rog să lași ca cuvântul Tău să fie roditor în viețile noastre. Amin. Mă rog în mod special să binecuvintezi familia îndoliată. Amin. Amin. Și Tu să lași pacea și mângâierea Ta, Tu Cel ce ești Sfânt de trei ori Sfânt. Avem încredere în Tine și Te rugăm și mai departe ca Tu să ne porți cu carul Tău de biruință. Te rog să binecuvintezi, Doamne Iisus, întreaga asistență și ajută-ne câte zile ai rânduit ca să trăim pe acest pământ, să trăim pentru slava și gloria numelui Tău. Rămânem încredințați pe brațul Tău puternic, călăuzește-ne, Doamne, și fii cu noi și noi îți vom mulțumi și Te-o binecuvânta. Tată, Fiule și Duhul Sfinte, până în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog acum cu mult respect să vă reașezați. The following moments, the funeral home personnel will come and close the casket, and as the casket will move towards the graveyard, we will follow following the instruction of the funeral home personnel. Thank you.